Salut, sunt Galina. Îți propun să rezolvăm o inecuație ce conține modul. Să rezolvăm această inecuație. Membrul stâng reprezintă un produs de doi factori. Primul factor fiind în modul, expresia în modul ia valori mai mari sau egal decât 0 pentru orice x aparține lui R. Deci, pentru ca produsul să fie negativ, vom cere ca al doilea factor, x minus 1 în modul minus 3 să fie mai mic ca 0, iar egalitatea cu 0 poate fi dacă x plus 5 egal cu 0 sau al doilea factor egal cu 0. Deci, pentru al doilea factor, cerem ca expresia să fie mai mic sau egal cu 0 sau primul factor, x plus 5, să fie egal cu 0. Obținem totalitatea, rezolvăm această totalitate. Pentru prima inecuație avem x minus 1 în modul mai mic sau egal decât 3, din a doua condiție, x egal cu minus 5. La rezolvarea primei inecuații obținem sistemul x minus 1 mai mic egal decât 3 și x minus 1 mai mare sau egal ca minus 3 sau x egal cu minus 5. Continuăm. Prima condiție, x mai mic sau egal decât 4, x mai mare sau egal ca minus 2 sau x egal cu minus 5. Soluția sistemului, intervalul, x aparține intervalului de la minus 2 la 4 sau x egal cu minus 5. Așa cum minus 5 nu se regăsește pe intervalul minus 2, 4, vom scrie soluția sub forma, deci x aparține mulțimii minus 5 în acoladă, în reuniune cu intervalul de la minus 2 la 4. Chiar dacă ecuațiile, inecuațiile ce conțin modul sunt de un nivel mai înalt de complexitate, oricum te-ai convins că lucrurile pot fi înțeleasă. Succes!